Primăria Sighetu Marmației, prin Serviciul Public de Gospodărire Urbană, a efectuat aseară o acțiune de dezinsecție și de ratizare în parcurile din oraș, spațiile verzi și spațiile de joacă din cartiere, pe stadionul municipal, precum și pe principalele artere de circulație. Pentru evitarea unor reinfestări sau apariția unor noi zone contaminate, autoritățile fac apel la cetățeni, asociațiile de proprietari, dar și la agenții economici de pe raza municipiului Sighetu Marmației să efectueze astfel de tratamente atât în subsolurile blocurilor, pe casa scării, cât și în spațiile verzi private.